La Iași, deschiderea oficială anului școlar a avut loc la școala Mihail Cogâlniceanu. Au participat oficialități locale și județene, parlamentari, precum și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înalt preasfințitul Teofan. După momentele care o să continue, acum primul care o să vă adreseze un cuvânt și binecuvântarea sa este înalt preasfințitul Teofan. Tuta putem rosti cu toții rugăciunea Tatăl nostru copii. Tatăl nostru, Tu ești în cer, precum în cer, Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Genoveva Farcaș, a vorbit despre importanța construirii de edificii moderne de învățământ adaptate noilor cerințe și reabilitarea celor existente, așa cum este și cazul școlii Mihail Cogâlniceanu. Ne bucurăm astăzi să redăm comunității încă o școală de tip haretian, o moștenire culturală și educațională consistentă, pentru care cei dinaintea noastră au făcut eforturi considerabile. Este o școală în care generația touchscreen de astăzi, micii elevi școlari din fața noastră, vor valorifica tradiția încercând să cultive excelența. Școala Mihail Cogâlniceanu din Iași a fost înălțată în secolul al XVIII-lea, iar clădirea este de patrimoniu. Pentru ca elevii să poată învăța aici, școala a fost supusă unui proces de consolidare și modernizare. Bine ați venit la școală! Bine ați venit în școala voastră! De astăzi încolo va aparține în totalitate și să o folosiți așa cum se cuvine. Să înțelegeți că voi nu învățați pentru școală, ci voi învățați pentru voi. Învățați pentru viitorul vostru și pentru viitorul nostru. Doar împreună vom reuși să ne asigurăm un trai bun în țara noastră, o imagine frumoasă în Europa și în lume și să ne recăpătăm mândria pe care am pierdut-o. Noul an școlar le oferă elevilor înscriși la școala Mihail Cogâlniceanu noi condiții de studiu propice unor rezultate bune la învățătură.